Hello! Bine m-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu un nou videoclip și n-am mai postat de, cred că, 2-3 săptămâni pentru că casa mea a fost full și nu prea am avut cum să filmez, dar de astăzi o să filmez regulat și o să postez mult mai mult și chestii mult mai interesante. Și pentru că m-a vizitat mătușa mea, am primit o grămadă de chestii, așa că o să vă arăt și vouă cam ce am primit și... Primele lucruri pe care o să vi le arăt o să fie aceste cărți pe care le-am cumpărat de la Cărturești și pe una chiar am citit-o deja. Asta e prima carte pe care am cumpărat-o, se numește After și este făcută după filmul După ce ne-am întâlnit. Mi-a plăcut foarte mult. Are 700 de pagini, știu că nu m-am uitat deja, știam așa că... Nu am filmat de atât de mult timp încât nu prea mai știu să filmez. Și am citit-o super... repede, cred că în 5 zile. Mi-a plăcut super mult, a fost superbă și dacă vreți un review la ea, coment. Cărților pe care le-am luat nu le-am citit, de fapt, mint. Pe asta căutând-o pe Alaska am citit-o, dar pe net și mi-a plăcut foarte mult, însă acum când am vrut să o recitez, m-am cam plictisit. I-am mai luat Singura amintire a Florii Banks. Nu știu de ce mi-am luat-o, pentru că acum... Când citesc asta, nu mai mi se pare atât de interesant, dar sper să mă surprindă. Și sper să aibă chestii de dragoste, că dacă nu, pa, o să fie pusă pe Farca Shop, unde pun chestiile care nu-mi plac. Mai am această carte, Nerv, sper că așa se pronunță. Coperta ei e pur și simplu minunată. Am văzut filmul și e genial și sper să-mi placă și cartea, pentru că filmul l-am văzut de o grămadă de ori și dacă cartea nu e la fel de bună, disappointed. Și ultima carte are și ea film. Pam, pam. Cabina de săruturi. Am văzut filmul tot așa de foarte multe ori. Iubesc filmul ăla. Sper să fie mai bună cartea decât filmul, pentru că cărțile sunt mult mai bune decât filmele. Acum trecem la alt capitol, adică parfumuri. Am primit acest parfum care este de la Narciso Rodriguez. Excuse me, nu am auzit de această, pentru că nu prea le-am cu parfumurile, dar mie îmi place, miroase foarte bine. Și mai am acest parfum de la Alien, care este Alien Sun Essence și este acela galben. Îmi place mai mult cel mauve, dar și acesta miroase destul de bine. Zis că mă ocup de Farca Shop, încerc să fac poze cât mai calitative. Încerc să aduc produse mult mai originale și să nu pun pur și simplu hainele mele pe care nu le mai port, ci să le fac ceva original. Așa că mi-am luat 4 culori de la librărie, care sunt pentru textile și deja am pictat ceva. Nu știu dacă o să apară acei blugi pe Farca Shop, dar cred că, nu știu, blugii aia nu-mi plac atât de mult pentru că sunt puțin cam largi, deci... Dacă voi vreți, o să-i pun acolo, dacă nu, nu. Și ca să vedeți blugii, puteți să-mi dați follow pe Instagram, Andreea Farcaș, ca să vedeți ce postez eu la story. Mi-am luat pe roz, roșu, alb și galben și regret că mi-am luat roz, pentru că din roșu și alb poți face roz. Mi-am mai luat 2 borgane. N-am realizat că o să curgă. Mersi, viață! Rezolvăm această situație cu niște șervețele faciale. Borcanașele astea au fost foarte scumpe, nu pot să risipesc pur și simplu culoarea. Voilà. Acum trecem la haine și sper să nu le pătesc cu aceste culori, că o să plâng. Opțiunea textilă chiar nu se mai ia de pe haine. La haine, această bluză, pe care o să o vedeți în curând pe pagina mea de Instagram. Am fost îmbrăcată într-o ținută retro cu ea și arată super, super bine și îmi place foarte mult. Și are aici un fel de elastic și o chestie așa să nu scadă de pe umeri, pentru că vine aici împătrat. O să vă las aici o poză ca să vedeți cam cum arată. Nu dați seama, pentru că dacă vă arată așa, arată camileul lui bunica și cam atât. Mi-am mai luat și această pereche de pantaloni scurți, care sunt
în poza anterioară pe care am pus-o la bluză, pentru că am purtat-o în această combinație. Am uitat să vă spun că mi-am mai luat încă o vopsea, dar asta e pentru pânză, care este cu sclipici și este din Kick. Mi-am mai luat această bluză, da, după cum puteți observa, toate bluzele mele sunt efectiv albe și puțin transparente. Aceasta este din H&M și vine așa cu maieu și aici vine puțin strânsă, arată foarte cute și încă n-am purtat-o. Această bluză cred că sigur ați văzut-o în videoclipul anterior și dacă nu v-ați uitat la videoclipul anterior, vă recomand să uitați. E foarte drăguță și vine minunat. O să cred că tocmai îi dădui pe dos. Și rău pe față. În fine, o să vi arăt așa. Sunt niște blugi efectiv lungi, care vin aici foarte strâmți pentru că mi-am luat efectiv cea mai mică mărime. Sunt albi și puțin cam transparenți și o să vă las aici o poză ca să vedeți cum vin. Și sunt minunați și cred că sunt a doua pereche preferată. Și în poza pe care tocmai v-am pus-o apare și acest crop top pe care l-am combinat cu acea pereche de blugi și pantaloni, excuse me. Și acesta este elastic și vine tot așa strâmt, scurt și da, ce credeți, este tot alb. Pe lângă asta trecem la chestii mult mai interesante. Am primit acest aparat, este un Nikon D90 și sincer să fiu nu prea știu să-l folosesc pentru că este puțin cam vechi față de aparatul meu actual, însă un aparat este binevenit, cred că o să-l folosesc. Gândiți-vă că eu am două aparate și tot cu telefonul filmez. Mi-am luat niște tenis de care sunt atât de mândră și pe care nu vreau să-i murdăresc absolut deloc, pentru că iubesc. Sunt acești Jordan care au fost al naibii de scumpi. Dacă o să-i zgâri, nu știu ce o să fac. Probabil mama o să mă dea afară din casă pentru că sunt superbi și... Și ultimul lucru pe care mi l-am luat și de care sunt foarte mândră este acest laptop care se numește Predator și este de la Acer, never mind. Și este un laptop de gameplay și da, eu m-am jucat pe Y8 deocamdată și CS, m-am jucat azi CS. Și poate o să fac, nu știu, gameplay-uri sau ceva. Dar în principal eu m-am luat acest calculator, laptop, pardon, ca să pot să editez mult mai bine pozele pentru Farcashop, pentru Instagram, pentru ședințe și toate cele. Și să filmez mult mai șmecher pentru YouTube. Deși e foarte greu, nu știu dacă o să reușesc, dar... Da, atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut și... Ne vedem data viitoare cu un videoclip mult mai interesant. Dar hei, am postat!